Pentru host și domeniu foarte ieftin, accesați linkul din descriere. Salutare prieteni, bine ați venit pe canalul oficial Tutoriale Gratuite. În acest tutorial vreau să fac un video în care să vă arăt setări foarte bune pentru OBS, niște setări pe care eu le folosesc și le-am testat de-a lungul timpului și de asemenea vreau să vă dau câteva sfaturi în legătură cu aceste setări, pentru că, bineînțeles, aceste setări nu sunt la fel pentru fiecare PC, trebuie schimbate și în funcție de procesor, placă, video și conexiune la internet. În al doilea rând, în acest tutorial vreau să vă arăt cum puteți seta o alertă de donații. Ați văzut și voi în ultimul live că în momentul în care cineva donează apare pe ecran un mesaj cu o donație, în partea de jos a ecranului apar donatorii și așa mai departe. Vă voi arăta cum faceți și acest lucru, iar în ultimul rând vă voi arăta cum puteți face un chat personalizat pentru live. Deci, practic, în acest tutorial vom vorbi despre mai multe lucruri legate de livestream-uri pe YouTube, inclusiv setările OBS care sunt în special pentru livestream. Deci, haideți să trecem la treabă. În primul rând, OBS, vom vorbi în primul rând de setările pe OBS. Aceste setări pe OBS se fac destul de ușor, însă trebuie să ai o anumită experiență. Pot să vă zic de la început că eu am făcut o grămadă de teste și abia am reușit să găsesc setările cele mai bune, însă haideți să încerc să vi le prezint. O să merg la settings și o să iau fiecare tab în parte. În tabul general nu am umblat deloc. La tabul encoding, hai să vă arăt. În primul rând am selectat la encoder X264 Use CBR. Știți că de multe ori v-am zis să nu folosiți CBR-ul, însă acum în sfârșit am reușit și eu să aflu ce înseamnă cu adevărat CBR și la ce folosește. Deci haideți să vă zic. Dacă aveți un procesor mai bun, este recomandat să folosiți CBR. Dacă nu aveți un procesor mai bun, dar aveți un internet mai bun, folosiți să nu folosiți CBR, asta e ideea. Deci, care este ideea? Dacă aveți un internet bun, nu folosiți CBR, în cazul în care aveți un procesor mai slab, să zicem, dar dacă aveți și un procesor bun și un internet bun, puteți să folosiți CBR fără probleme. De ce folosesc eu CBR? Ei bine, nu am eu cine știe ce procesor, însă și conexiunea mea la internet e foarte slabă, deci de asta eu folosesc CBR, pentru că live-ul meu merge constant, cu niște frame-uri constante, fără să mai cadă frame-urile. La Quality Balance am selectat 6, puteți selecta și voi cât doriți, acum chiar nu contează. La Maxim Bitrate eu am 400, de ce? Pentru că eu live-urile le fac în 480p. Știu că minimul la 480p e 500, însă eu am scăzut cu 100 și live-ul meu merge foarte bine. De exemplu, dacă voi faceți livestream-ul HD, va trebui să folosiți un bitrate peste 1000. Apoi la Custom Buffer Size trebuie neapărat să selectați aici și un sfat foarte bun pe care pot să vi-l dau e ca tot timpul să aveți un Custom Buffer Size apropiat de bitrate ca număr, dar mai mare, mai mare să fie bufferul decât bitrate-ul. Ok, deci acesta este tabul encoding. Haideți să zicem la Broadcast Settings, unde nu am mare lucru selectat, bineînțeles am selectat modul Livestream. La Video am la custom selectată rezoluția HD 1280x720, dar am un resolution downscale, adică rezoluția va fi puțin downgradată, va fi un pic mai slabă din cauza că nu-mi duce PC-ul o rezoluție atât de mare și nu pot face livestream-ul cu o rezoluție așa de mare. De aceea vedeți și voi că livestream-urile mele sunt de obicei 480p. De asemenea, am selectat 30 de frame-uri, m-am gândit că 30 de frame-uri este foarte important să avem pe livestream decât să avem 20, cum am avut într-un anumit livestream și toți v-ați plâns că live-ul merge cu lag. Ei bine, nu avea lag, eu aveam frame-urile date pe 20. Și unde am mai umblat eu la setări? Am mai umblat în tabul Advanced, unde am selectat câteva lucruri, și anume la Process Priority Class am selectat High, la Scene Buffering Time 700, de asemenea am selectat la CPU Preset Ultra Fast, Encoding Profile Main, Key Frame Interval 4, Nu folosesc CFR, am folosit într-un anumit timp pentru că așa am găsit pe internet că ar fi recomandat să folosești, însă nu te ajută la nimic acel CFR. Și în rest, Latency Tuning Factor să-l aveți la 20 și în rest să aveți cum am și eu aici. Bineînțeles, ce vreau să vă zic, cam acestea ar fi setările. Vreau să vă zic că probabil că aceste setări să nu meargă perfect pentru toți cei care văd acest tutorial. De ce? Pentru că sistemele și conexiunile la internet sunt diferite. Aceste setări merg foarte bine pentru mine, însă pentru voi s-ar putea
să mai trebuiască să schimbați ceva, să mai adăugați un bitrate în plus sau buffer size-ul, să-l faceți într-un alt mod. Ideea este că trebuie să faceți teste. Faceți teste cu live-uri nelistate pe care le puteți vedea doar voi și vedeți dacă scad frame-urile, oprești live-ul, mai schimbi ceva. Dacă merge bine, lași așa și poți face live stream-uri, deci ăsta este sfatul meu pentru voi. În a doua parte, după cum v-am zis, vă voi arăta cum puteți seta o alertă de donații. Este un proces destul de complicat, însă dacă veți urmări acest tutorial cu atenție, veți putea face acest lucru fără absolut nicio problemă. Deci haideți să începem. În primul rând, pentru a face o alertă de donații, vom avea nevoie de un plugin pentru OBS. Nu o să vă explic prea multe despre acest plugin, doar o să vă arăt de unde îl descărcați. Veți avea acest link în descriere, veți putea descărca de aici. Aveți aici versiunile 32 dB, 64 dB. Voi trebuie să fiți atenți ce versiune folosiți. Vă uitați în OBS. Eu acum folosesc versiunea pe 64 dB, deci descărcați și voi versiunea pe 64 dB în cazul în care folosiți. Dacă folosiți pe 32 dB, descărcați versiunea pe 32 dB, bineînțeles. Și acum haideți să vă arăt. O să vi se descarce, hai să descarc și eu ca să vedeți ce va apărea. O să se descarce o arhivă, arhivă pe care va trebui să o extrageți. Haideți să ne uităm pe desktop. Va trebui să avem și noi această arhivă care se descarcă, imediat se va descărca și vă voi arăta. S-a descărcat pluginul nostru, deci haideți să vă arăt cum faceți. Îl avem aici, aceasta este arhiva. O vom extrage, dăm click dreapta Extract to CRL Browser. Așteptăm puțin să se extragă. Sunt multe fișiere, nu este o dimensiune foarte mare, de asta se extrage puțin mai greu. Avem aici folderul și o să vă arăt imediat ce trebuie să faceți. Haideți să intrăm în folder și să vedem ce avem în folder. În folder avem câteva chestii. Avem un folder cu anumite pluginuri și mai avem și un CRL host plugin.dll. Ce va trebui voi să faceți? Va trebui să luați acest DLL, îl copiați și veți merge cu el în DSPC, bine, în My Computer, depinde ce Windows aveți. Program Files, în cazul în care aveți OBS-ul pe 64 dB, sau Program Files x86, în cazul în care aveți OBS pe 32 dB. Eu o să merg aici, mergeți la OBS, Plugins, și vedeți și voi că avem aici DLL-urile. Trebuie să copiați DLL-ul, îl pastați aici, iar apoi copiați și folderul. Bine, eu am zis așa, dar voi copiați ambele fișiere, da, și le pastați aici. În așa fel veți avea acest plugin instalat fără absolut nicio problemă. Deci, foarte simplu, repet din nou, extrageți această arhivă, deschideți folderul, intrați în folder, iar în acest folder veți avea aceste fișiere, iar aceste fișiere le copiați în acest folder din OBS Plugins. Ok, după ce am instalat acest plugin, veți vedea și voi că îl vom avea aici, dacă mergem la într-o scenă și add, veți vedea că avem CLR Browser sau CRL Browser, da? Ok, avem acest plugin instalat, va trebui acum să folosim un site care se numește typestream.com. Veți avea, bineînțeles, și acest link în descriere. Intrați pe acest site, va trebui să vă logați cu YouTube, vă selectați voi acolo contul. Haideți să intru și eu din nou ca să nu fiți cumva confuzi, să sperăm că nu mă loghează direct, însă mă loghează. Eu o să mă deloghez ca să vă arăt exact. Mergeți la Connect with YouTube, așa vă va apărea vouă. Vă selectați contul, însă foarte mare grijă. Veți avea probabil aici două conturi. Unul din ele este e-mailul meu pe care îl folosesc, iar altul este contul de YouTube, da? Voi selectați contul de YouTube și dați permiteți aici, pentru că nu vă face absolut nimic decât va colecta anumite informații din contul vostru. Odată intrați aici, va trebui să mergem la settings, iar aici la settings va trebui să ne alegem noi metodele de plată pentru care vom primi donațiile. În primul rând vom primi donații pe PayPal, acesta este e-mailul meu de PayPal. Da? Și de aici vai selectați voi ce doriți, de exemplu credit cards, paysafe card și ce mai vreți voi, le activați, vă introduceți conturile, bineînțeles, vă vor pune ei să vă introduceți conturile. Ok, după ce ați introdus aceste metode de plată, vă duceți la Scene Creator. La Scene Creator va trebui voi să vă creați o nouă scenă. Eu am deja o scenă creată, dar vă voi exemplifica pe această scenă. Va trebui să mergeți la Create Scene și vă va apărea ceva în genul următor. Haideți să vă și arăt. Așteptăm puțin. Ok, eu am deja câteva chestii adăugate aici, însă o să vă arăt acum cum faceți. În primul rând, va trebui să mergeți la Alert Box și dați click pe New Alert Box. Eu nu o să mai dau pe New, eu o să merg direct aici, voi dați click pe New și o să vă arăt cum vă apare.
O să vă apară ceva în genul următor. Vedeți că sunt o grămadă de setări pe aici, nu vă uitați pe aici, speriați că nu știți ce să faceți, e foarte, foarte simplu. Așteptați să se încarce pagina, pentru că e o pagină care conține cam multe fișiere flash. Mergeți la donații, pentru că asta vă interesează pe voi, să faceți o alertă de donații. Apoi, vedeți aici cum va apărea donația. Voi va trebui să schimbați aici numele. În programul acesta, automat, el va zice, să zicem, Anonymous has donated un anumit număr de bani. Însă voi va trebui să schimbați în a donat, pentru că noi suntem români, vrem să avem în română, da? Image sau video, adică ce să apară aici, da? Voi dați click aici și o să aveți o grămadă de chestii de unde să selectați anumite lucruri. Eu însă am dat la upload file și mi-am încărcat eu un fișier personalizat. Aveți aici donation sound volume, pe care voi îl setați cum doriți, volumul, și de asemenea aveți aici selectat să se audă un sunet de coinuri sau niște monezi, da, care sună în momentul în care cineva donează. Durata donației, eu am aici selectate 16 secunde și un lucru interesant pe care l-am mai setat eu este text to speech. Am dat click și l-am activat, adică dacă aveți aici on, înseamnă că e on. Și mai selectat și start speech after sound, adică după ce se adaugă sunetul să pornească și speech. Text to speech, ce înseamnă? Dacă ați văzut live-ul trecut, mi-a donat cineva și mi-a trimis un mesaj. Vreau și eu donat, moderator, te rog. Automat, o voce de robot a citit acel mesaj și a spus, vreau și eu moderator, da? Deci este mult mai interesant, pentru că așa veți putea primi mesaje personalizate de la fani. Deci aici cam atât. Voi puteți să mă uitați pe aici, dacă aveți niște setări pe care vreți voi să le schimbați, le puteți schimba. Da, dați save widget și fără probleme salvați acest widget. Ce am mai adăugat eu aici este o scenă care ne arată donațiile și vedeți și voi că se plimbă dintr-o parte în alta. Va trebui să mergeți la top and last, asta este foarte interesant, și aici la top and last dați new top and last și o să vă arăt imediat ce vă apare. Haideți să vă arăt. Intrați aici, o să vă apară ceva în genul următor, și aici puteți bineînțeles să schimbați voi câteva chestii. De exemplu, eu nu am schimbat textul de la donații. Vedeți, 4 euro de la Anonymous, adică from Anonymous. Eu o să schimb în loc de from, de la, da? Și salvăm acest widget. Este foarte, foarte simplu. Foarte, foarte, foarte simplu, repet din nou. Și cam atât. Am introdus aici. Vedeți și voi că aceasta este alerta care va apărea, adică în momentul în care cineva donează, va apărea pe ecran mesajul donației și așa mai departe, ce am mai selectat noi imagine. Însă vedeți și voi că la voi s-ar putea să apară ceva mai mic, ceva în genul ăsta, da? Mai mic. Voi dați click sau dublu click, da? Și redimensionați după bunul plac cum doriți voi, fără absolut nicio problemă, redimensionați cum doriți, da? Uitați, și eu am redimensionat și o mut pe partea aceasta de sus, da? Fără probleme. Și la fel și la top and last, de jos. Eu am mutat jos pentru că mi se pare cel mai ok să stea jos. Acum depinde cum doriți și voi. Ok. Am făcut aici câteva setări. Dați click pe save. Nu uitați, dați click pe save tot timpul. Am salvat. Putem ieși. Dar de fapt o să mai rămânem ca să vă exemplific puțin. O să creez o nouă scenă. O să dau click pe add scene. Să zicem că voi aveți aici scena. Pentru a adăuga în livestream-ul vostru această alertă și în momentul în care cineva donează să apară, trebuie neapărat să folosim acel plugin, CRL Browser, pe care tocmai l-am instalat. La scenă va trebui să dați click pe click dreapta, Add, și vom adăuga aici CLR Browser, da? O să scriem aici alertă donații, da? Ca să știm despre ce e vorba, ce adăugăm. Ok, în primul rând, acum o să ne apară ceva de genul fereastră cu niște setări. Așteptăm puțin, nu știu exact de ce tot timpul când creez un nou CRL browser mi se blochează pentru câteva secunde OBS-ul, însă nu este nicio problemă. Asta e și din cauza că laptopul meu este destul de slab, însă vom vedea imediat ce trebuie să facem. Ok, am creat aici CRL browser. În primul rând, va trebui să vă uitați la dimensions.
Aici va trebui să puneți dimensiunile live-ului vostru. Eu am 1280x720, bine, am cu un resolution downscale, dacă vă amintiți, ca să se vadă un pic mai slăbuț, ca să meargă live-ul mai bine, însă nu e nicio problemă. Și în rest nu mai umblați la nimic decât la URL, va trebui să introducem noi acest URL pe care l-avem aici. Ori dați double click aici și îl copiați, ori dați la launch și aveți aici link-ul vostru. Îl dați click dreapta, Ctrl-C și îl copiați și îl pastați aici, da? Ctrl-V și l-am pastat. Dăm OK și haideți să dăm preview stream să vedem dacă totul merge cum trebuie. Haideți să vedem, așteptăm puțin, acest URL browser va dura puțin până se va încărca, iar dacă nu merge, și ar fi bine să nu meargă acum ca să vă arăt ce trebuie să faceți, dacă nu merge, înaintea streamului, faceți un test de donație. Uitați cum faceți, mergeți la Simulate Event, mergeți pe acest euro și dați un dolar, da? Și ne va simula un eveniment de donație. Și dacă simulăm acest eveniment, va trebui să apară pe streamul nostru și acest token list. Asta e semnul că merge pluginul. Însă în cazul nostru nu merge, așa că ce vom face? Vom opri URL browser, mergem înapoi, dăm click pe back to dashboard. Vedeți și voi că e un pic mai complicat, însă dacă sunteți atenți la acest tutorial veți înțelege. Ok? Acum ce vom face? Intrăm din nou în scenă. Activăm URL browser, așteptăm puțin și vom face o nouă simulare de donație sau dacă nu poate să meargă direct, însă noi cred că va trebui să facem o simulare, hai să vedem, da, trebuie să facem o simulare, hai să facem o simulare și în momentul acesta ar trebui să meargă, ok, dăm click pe Simulate an Event, selectăm euro și selectăm un euro ca să avem un test și după cum vedeți și voi, în acest moment merge, ne apare și mesajul și tot ce trebuie. Înainte să începeți live-ul, este important să faceți un astfel de test ca să fiți sigur că merge fără nicio problemă această alertă de donații, da? În momentul acesta mie mi se aud încă și câteva mesaje pentru că am apăsat poate de mai multe ori pe simularea de donații, însă nu este absolut nicio problemă și în acest moment sunteți gata să începeți live-ul, însă probabil vă veți întreba și unde trebuie să doneze persoana respectivă ca aceste donații să apară. Ei bine, pentru acest lucru va trebui să ne facem noi o pagină personalizată pentru donații. Ați văzut și voi că pe live-uri am și eu o pagină personalizată pentru donații. Și imediat o să vă arăt cum faceți această pagină personalizată. Pentru a crea pagina de donații va trebui din nou să mergem la Settings și Donation Page. La acest Donation Page vom avea aici noi pagina noastră personalizată de donații. Deci haideți să vedem. Aici voi aveți linkul, este foarte simplu de luat acest link, îl copiați și îl puneți pe stream cu Nightbot sau ce doriți voi. Dacă doriți, voi face un tutorial și despre Nightbot, însă nu știu dacă este nevoie. Sau în cel mai bun caz îl puneți în descriere acest link. Apoi, ați văzut și voi, haideți să intru pe acest link să vedeți cum apare, da? Așa este pagina mea de donații. Și vedeți cum apare. Bineînțeles, eu nu am adăugat o imagine de fundal personalizată, n-am adăugat nici măcar o imagine de profil personalizată, însă am adăugat un mesaj personalizat. Și vedeți cum apare. Aici trebuie să-mi pun numele, minimul este de 1 euro, un mesaj pentru streamer, care automat va fi citit și de robot în cazul meu, și puteți să vă puneți și o adresă de e-mail, care este, bineînțeles, opțională. Și aveți aici metodele de plată, așa le va apărea celor care vor să vă doneze. Deci, pentru a adăuga, de exemplu, acest mesaj personalizat în partea dreaptă, introduceți aici, în partea aceasta, un mesaj. Puteți selecta aici donația decât să fie minim. De exemplu, eu am minimul la 1. Și, bineînțeles, e recomandat să-l aveți 1 decât să-l aveți 5, pentru că așa nu o să vă mai doneze nimeni, vă asigur eu. Aveți aici avatarul, dacă schimbați această imagine, vă va schimba această fotografie și dacă vă schimbați background image, se va schimba imaginea din spate, bineînțeles. Și mai aveți aici câteva setări, însă eu nu le voi mai prezenta. Mai este aici însă o setare care vreau să vă să amintesc de ea. Use our bad words dictionary to filter messages. Adică, iau un dicționar și dacă activați această funcție, în momentul în care cineva, să zicem, va trimite o înjurătură, dar asta va fi doar în limba engleză, din păcate, nu se va citi acel mesaj de către robot. Însă,
Puteți și voi să adăugați în această listă cuvinte care n-ați vrea să apară sau să fie citite de robot în timpul live-ului și nu veți avea probleme. Deci puteți activa și această funcție. Dați click pe Save Settings după ce ați făcut toate setările pe care le-ați dorit și v-am zis, în timpul live-ului voi puneți în descriere sau în chat acest link de donații și cine va vrea să doneze va dona pe această pagină și bineînțeles toate donațiile vor apărea aici pe OBS, v-am arătat exact cum creați scenele și toate lucrurile. În cazul în care nu ați înțeles ceva, derulați tutorialul înapoi și vă asigur că veți înțelege. Pentru ultima parte a acestui tutorial, care deja s-a făcut destul de lung, îmi cer scuze pentru acest lucru, pentru ultima parte a acestui tutorial vă voi arăta cum puteți face un chat personalizat. Ați văzut și voi că în ultimul live am făcut un chat personalizat pentru live-ul meu și asta este foarte interesant. O să vă arăt imediat cum faceți acest lucru și vă asigur că nu va trebui să mai instalăm niciun plugin, putem face acest lucru direct cu CRL Browser. Deci CRL Browser ne ajută la foarte multe chestii, nu numai la alerta de donații. O să pun puțin pauză ca să pregătesc terenul pentru că trebuie să fac și un live stream de test pentru că vom avea nevoie de un chat pe care să-l afișăm. Deci haide să pun pauză și voi reveni imediat. Ok, în acest moment pe canalul meu secundar am făcut un live stream de test ca să vă arăt cum putem adăuga chatul pe live-ul nostru. O să dau din nou preview stream. Am oprit aletarea de donații pentru că nu mai avem nevoie de ea. Deci ce trebuie noi să facem? Va trebui să creăm un nou serial browser. Adăugăm un serial browser și de această dată îl vom denumi chat live, da? Ca să știm despre ce e vorba. Apăsăm enter. În dreptul URL-ului va trebui să luăm linkul chatului. Cum luăm linkul chatului? Ai bine, foarte simplu. Dăm click pe aceste trei liniuțe. Și apoi vom da click pe mută chatul. Chatul nostru se va muta într-o nouă fereastră, așteptăm puțin să se încarce. Și vedeți că avem aici linkul chatului pe care noi va trebui să îl copiem. Dăm click dreapta, control C sau click dreapta și copii. Și mergem aici și în loc de acest URL punem URL-ul chatului nostru. Din nou, aici va trebui să punem noi o rezoluție. Eu vă recomand rezoluția 520x900 sau cel puțin așa o folosesc și eu. Va trebui apoi să intrați pe linkul din descriere, un alt link din descriere, pentru că vor fi multe linkuri în descriere în acest tutorial. Veți avea un cod pe care va trebui să-l folosiți neapărat. Luați voi acest cod cu copii, dați control A sau mai degrabă luați și îl selectați așa, pentru că dacă apăsați control A se vor selecta mai multe chestii de care nu aveți nevoie. Deci luați tot acest cod, click dreapta și copii, îl copiați și aici va trebui să intrați la CSS. Și după această acoladă, pastați acest cod și dați click pe OK. Ce am făcut noi acum la CSS? Poate chestia cu linkul chatului ați înțeles-o, dar cea cu CSS probabil că n-ați înțeles-o. Ce am făcut noi? Acolo la CSS am introdus câteva comenzi la CLR Browser care îi indică modul de afișare al chatului. Ați văzut că chatul meu s-a afișat într-un mod mai inedit și mai interesant. Ei bine, asta am făcut și eu, am făcut în așa fel încât chatul meu să se afișeze într-un mod mai interesant. Deci hai să scriu un mesaj, uite, de exemplu, salut, acesta este un live de test pentru tutorialul de mâine, da? Pentru că mâine voi posta acest tutorial, eu îl filmez joi și îl voi posta vineri. Și haideți să intrăm în OBS să vedem cum apare, vedeți și voi cum apare. Apar mesajele într-adevăr cu o mică întârziere, dar vedeți și voi că apar într-un mod foarte interesant. Și anume, cel care face live-ul, adică streamerul, va fi afișat cu culoarea roșie. Moderatorii vor fi afișați cu culoarea verde, iar ceilalți utilizatori de pe live care pur și simplu comentează vor fi afișați cu o culoare normală. Dar vedeți că este foarte, foarte, foarte interesant acest lucru și chiar mă bucur că reușesc să vă prezint lucrurile astea pentru că eu le-am descoperit și de ce să nu vi le prezint și vouă pentru că sunt lucruri foarte interesante. Cam acesta a fost tutorialul de astăzi, era să zic live. Vreau să vă zic că dacă aveți dorința, aș mai face un tutorial despre live-urile de pe YouTube și anume cum puteți să vă faceți voi un webcam personalizat, cum am mai făcut eu pe un live, și cum să setați Nightbot-ul, acel robot care tot trimite link-uri pe live-urile mele și un robot de care v-ați luat mulți dintre voi și ați zis că e leneș și multe alte lucruri. Oricum, deci dacă vreți să fac și un tutorial de acest gen, lăsați comentarii în rubrica de comentarii.
Până data viitoare, eu am fost Timi, voi ați fost pe canalul oficial tutoriale gratuite. Nu uitați că în descriere aveți toate linkurile de care aveți nevoie, plus și minutele la care se petrec toate lucrurile din tutorial, ca să vă fie mai ușor, pentru că acest tutorial va fi foarte, foarte lung. Încă o dată vă zic, vă mulțumesc pentru atenția acordată, eu am fost Timi, voi ați fost pe canalul oficial tutoriale gratuite, la revedere!